Mihai Grecu ar fi putut fi parte din statistică. Tânărul a ales să-și scrie propriul scenariu în momentul în care s-a decis să părăsească orfelinatul alături de viitoarea lui soție și să-și ia viața de la zero. Ce mă face mine să fiu așa puternic? Eu, sincer să vă spun, eu din copilărie așa. A trecut prin 3 orfelinate. Tânărul recunoaște că a fost crescut în nedragoste, dar în pofida acestor experiențe are un comportament prietenos și nediscriminatoriu, împărțind în jurul lui căldură și afecțiune. A făcut tot posibil ca să, cât de cât ceva să devin în viață. Sincer să vă spun, mă mândresc mult cu băițar, copilaș. Că am devenit și eu o familie, ca orice persoană. Pentru că eram acolo la orfelinat, a putea spune eu, ei, dar ce trebuie să duci deoparte, pentru că ați ce greu, că nu știu ce, că într-o parte, că în altă, voi băieți. Indiferent cum ați începe, greu, ușor, că e și-o mai ieșit aici, că n-ați poate face nimic, într-o parte, că în altă, e că chestii de astea. Lumea e diferită. La un moment dat a fost și exemplu pentru semenii săi. Le-am motivat, ea ca, de exemplu, au fost la mine niște beneficiari și au văzut. Și am spus că, băieți, puteți și voi să faceți așa. Că voi, în boli, aveți 2 picioare. Eu sunt cu 1, dar voi sunteți cu 2 picioare. Și puteți, numai dacă dorești. Mereu a știut că trebuie să fie stăpân pe viața lui. Iar asta a însemnat să însușească abilități de viață. S-au găsit destui oameni buni în cale care i-au oferit ajutor. La depozit lucra. Așezam, de exemplu, pânica pe stelaj, cu băieții așezam producție, descărcam mașinile, cântărem, multe lucruri facem în depozit. Persoanele cu dizabilități au dreptul să fie încadrați în câmpul muncii pe baza principiului egalității de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Angajatorii care au mai mult de 20 de angajați ar trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Mihai are dizabilitate motorie, nu are un picior de la naștere, dar acest detaliu care face diferența l-a impulsionat să muncească și mai mult și să obțină tot ce își dorește într-un final. Visul cel mai mare, eu am vrut să devin cofetar. Cât tare îmi place să fac copturi. Copturi de torturi de astea, dulci. Am vrut să am un loc de muncă, să fiu în rând cu toată lumea. N-am vrut numai că din ajutorul primăriei sau altcuiva. De primele date mi s-a refuzat chiar la noi în sat. Aici, în localitate, mi s-a refuzat că au zis că dumneavoastră n-ați să puteți, că sunteți persoană cu dizabilități și n-ați să faceți față lucrurile. Am fost și am mai bătut de vreo 2 ori la ușă o persoană, tot m-a ghidat, doamna Ecaterina. Am văzut la dumneavoastră cum făcea diferite copturi, diferite dulciuri și eu m-am interesat. Eu am zis chiar că vreau, de exemplu, să mă băt, să fac, să ducem un piroc. E vine femeia și îmi spune lămurie, ea că Mihai trebuie așa de făcut, trebuie așa, încețor, pe nu se învață deodată, dar încețor să faci. Mihai a devenit ajutor de brutar. Bucătăria casei este locul în care, prin magie, testează noi rețete de pâine, iar dorința lui, cea mai mare, este să îndulcească toți setenii cu delicii culinare. Pâine naturală trebuie să fie din făină, drojdie și, de exemplu, unii gospodari, mami, mai pune orice șleac, ori lapte, de exemplu, pune în pânică. Fiecare pune la dorința lui. Eu fără ca s-o gust, pânica este crescută foarte bine și coaptă bine și oarbă, că dacă o vedeți după adânța, e puhăvă. La momentul de față eu lucrez, ajut bucătarul, brutarul la feliat pâinea și l-am pachetat. Pot să vă arăt un exemplu dacă vreți. A să fac tot posibil ca eu să devin să brutar. Să fac pâine, să com. Pentru asta trebuie să muncească. Pe acasă eu fac pâine, fac diferite, dar mă interesează când la unul faci o rețetă, când de pe internet că văd alte rețete și vreau să devin pe viitor brutar.
Suntem vecini și când ne trebuie ceva noi la dâns și ei la noi, păcăm bine. De la Dumnezeu ceva el e la dânsul, îți pricepe și la meșterie și la toate cele îți pricepe. Eu mă pricep la tățele câte o leacă. De exemplu, să duci și la șpachleit, perete, la ștucăturit, la încleieta boia pe perete, la încleiet tapetă, la bătut un lemn pe casă, gardul, la tățele câte o leacă. Unde pune mâna om, gospodara, pe lucru ține pe viață. Mihai își amintește și un alt episod din viață, în care a semnat un act care îl lipsea de capacitatea juridică. Până a venit o persoană și a spus, Mihai, capacitatea juridică asta e că tu nu ai dreptul să te înzori, nu ai dreptul să faci familie, nu ai dreptul să lucrezi, nu ai dreptul. Cineva trebuie să șadă numai după tine. Tu trebuie să stai sub supravegherea cuiva. Tu nu poți face nimic. Și doamna care m-a susținut din partea la așa chestie și m-a ajutat din partea cu capacitatea juridică, apoi eu spus și la administrator din instituție, cum așa? Văd că pe dânsul văd că lucrează la depozitul de produse alimentare, lucrează acolo, face, cum eu la dreptul la toate chestiile astea. Am restabilit capacitatea juridică foarte ușurat. Am fost la ședință de judecată de judecătorie de Hâncești. Și acolo judecătorul mi-a dat câteva întrebări și imediat s-a rezolvat toată problema. Tătă treaba asta e care o vedeți acolo, tătă trasă din mine. Eu am avut aici un băiat, tot în scaunul cu rotile, apeacă el singur pe jos, pe podeaua, pe asta, s-a așeză și pune cu mine în rând timile astea. Asta eu am făcut-o cu o persoană în scaun cu rotele, în doi. Eu facem răstor, el vine frumușel, zvârlea chiatră, ținea, punea, drăgea. Și persoana în scaun cu rotele poate să facă și el cât ceva, numai dacă dorește. Dar dacă nu vrea, scuzați-mă că asta e altă întrebare. Noi aici în sat avem om, meșter. Meșterul ăla m-a ajutat pe mine la făcut casă, l-a ajutat să fac și aici. Și cu dânsul grăiam și spuneam ea că eu chiar vreau să lucrez și eu. Să mă înveț multe lucruri. Și el m-a învățat. El s-a gândit odată că, Mihai, eu o să te învăț, am o plăcere că tu vrei să faci lucruri de genul ăsta. Tu vrei. O zis că unul în două picioare nu faci așa.